și vă spun pentru ultima oară, abonați-vă la canalul lui Dirlev, dați dracului un like, că nu vă cade degetul, și scrieți și voi un comentariu. Asta așa ca o introducere înainte să vorbim despre mâncare. Hai, noroc! Cum v-am obișnuit, o să bem și astăzi o bere deosebită, aș zice o bere artizanală, Meșterul Manole, Buchetul Anei. Este o bere deosebită, cu o aromă de busuioc, aș zice eu, din flori de cânepă, e 100% naturală și văd că are un proces de fermentație de vreo 60 de zile. Are un gust foarte interesant de... Păi de unde știi că nu l-ai încercat? Am băut înainte să începem această filmare pentru că nu am putut abține, eram foarte curioasă. Wow! Se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Am agitat berea. E o combinație interesantă a hamelului cu florile de cânepă. Vă zic, mie îmi seamănă foarte mult cu gustul de busuioc. Mi se pare că e o bere destul de fresh. E un pic mai amăruie pentru gustul meu, dar e interesantă și destul de bună. Vedem că are malț de orz, hamei, extract din flori de cânepă, nu mi-am amintit să mai fi băut o bere de genul ăsta. Da, și ușor răcită la frigider, ne salvează într-o zi caniculară. Vedem că are și alcool de 4,5%. Vă recomand să încercați. Gustul final? Gustul final are o aromă deosebită, cel puțin pentru mine, eu zic, bere cu un pic de iz de fresh, așa de busuioc, de a merge lângă niște paste italienești. Să începem cu un prim meniu de la cartofiserie, unde am dat peste niște băieți, peste niște flăcăi tare frumușei și amabili, se laudă ei care avea cei mai buni cartofi din țară. Domnișoară, mai tare, vă rog. N-am mâncat încă, probabil după ce mâncam o să avem mai multă energie. Cameraman, ne-ar plăcea să ne dai și o furculiță, pentru că nu putem mânca cu degetele. Furculița ne-ai... N-avem mâini cu degete. Furculița ne-ai îndepărtat-o. Da, să vedem să desfacem. Aveau și un sos care a dispărut undeva. Și aveau și niște... o furculiță. Chiftele cu sos mamut, scrie. Nu știu ce sos interesant, ai zice că a făcut cu băia, dar vedem acum. Ia să vedem un cartof. Sosul îmi place, e acrișor. Are un gust așa... Ține pe pântec, dragă, ca să vedem și noi ce naiba. Dar, sincer, cartofii mă așteptam să fie mai wow. Sunt moi. Nu cei mai buni din România. Nu, am mâncat cartofi mai buni. Sincer, nu au, mă așteptam la un tip de cartof după atâtea reclame. Un gen de cartof un pic mai deosebit, mai special, foarte gustos. Cartofii sunt moi. Nu au nimic special. Nu. Nici măcar sare nu au suficientă sau condimente. Nu simt absolut nimic, sunt dezamăgită. Și chestiile astea mici, OZN-urile astea, vedem ce sunt. Chiftele, ciuperci. Niște mincinele cu un sos și niște verdeață ciudată. Nu știu dacă e ceapă sau pătrunjel. Nu rog cu sosul, pentru că are preparatul destul de fad. Deci nu face bani? Nu. Câți bani? Nu știu, că i-am primit cadou. Îmi place că sosul este iute, bine picant. De sincer, doar sosul îmi place mai mult. Cartofii ăștia sunt înmuiați. Sunt exact o rețetă banală de cartofi. Nu înțeleg de ce ar fi cei mai buni. Nici măcar din sat, dar mai din țară. Dacă zi foame, merg la
La fel de bine ai putea să mănânci o pâine cu dulce și cu ceapă. Chiar mai câștigat. Cam ăsta a fost primul meniu. Puteți să-l încercați. Nu cred că o să fiți mai fascinat decât am fost eu. Dar vedeți voi. Am făcut-o din nou. Inundații. Al doilea meniu pe ziua de astăzi este de la restaurantul Fițos Chang Cheng, meniul Marele Zid Chinezesc. O să vedem aici, mulțumesc de păsuță. Să desfacem. Wow, arată foarte bine. Priviți și voi. Văd că are tot felul de chestii aici combinate. Bineînțeles că și acest meniu l-am comandat tot picant. Începe cu un prim fel. Partea asta nu e picantă. E ceva, cred că pui de la corect, de cu ceva ciuperci negre, morcovi. Cum se numește meniul? Marele Zid Chinezesc, exact cum am specificat la început. Ba, acum se simte că e un pic picant. Sos de soia, cum suntem obișnuiți la genul sau pe restaurante. Condimente specifice, legume. Oh, acum începe să fie destul de picant. Aici niște teiței de ovăz, probabil, orz, de grâu, deci nu știu ce teiței sunt ăștia. Teiței sunt tare fain. Chiar sunt foarte buni, îmbibați în sos. Am un gust plăcut, super. Nu sunt nici acri, nici dulci. Hai să mai gustăm o dată din preparatul ăsta, un pic de morcov cu carne. Îmi place combinația de textura cărnii, care e foarte moale, fraged, îmbibat în sos, cu teiței aceștia și cu legumele care sunt ușor, ușor ardente, ușor crocante. Ia uite, am găsit și o fasole. La fel ca și morcov ușor crocantă. Hai să continuăm să vedem aici. Cu chestiile astea. Cred că vor să fie un fel de paneul bune. Cam fierbinți puțin. Gustoase, se simt condimente. Carne foarte fragedă, foarte bine gătită. Îmi plac foarte mult. Adevărul că la această de restaurante mie îmi plac meniurile lor și nu cred să fi mâncat ceva și să nu fi plăcut. Să continuăm în colțul acesta al farfuriei. În Singapore ai mâncat așa ceva? Nu. Partea asta nu e așa de grozavă, e tot ușor picant, tot un sos pe bază de soia din câte îmi dau eu seama. Carnea din nou foarte bine făcută, fragedă, boale. Mi-a fi plăcut puțin mai multe arome și gusturi interesante un pic aici. Are un gust foarte simplu, nu are foarte multe arome, condimente, mai știu, foarte variate. Și ultimul, dar în cel din urmă, să vedem partea aceasta, tot niște pui cu ceva sos deschis la culoare. Asta îmi place cel mai mult pentru că sosul este ușor, ușor acru, răcoritor, legume, din nou, multe legume. Asta îmi place la ei, că combina atât de fain legumele cu sosul și carnea. Deci comuniștii fac mâncare bună. Iarăși la restaurantele asiatice îmi place foarte mult combinația între dulce, dulce cu picant, cu acru, toate la un loc. Asta nu știu ce este. Nu știu vouă, dar vă plac, mie plac legumele astea că sunt ușor crocante. Cerem scuze pentru clefăit. Îmi cer scuze, dar mi-este prea foame și nu mă pot abține.
Oricum e foame, mănânc cu plăcere un meniu de genul ăsta. Puteți să-l încercați. E bun, în linii mari e bun. Este gustos. Are varietate. Vedeți că sunt feluri combinate, diferite, combinate într-un singur platou. Sosurile. Îmi place că mâncarea asta niciodată nu-i seacă, niciodată nu-i plictisitoare. Că aveți și legume, aveți și carne. Un raport pentru o sănătate. Pentru sănătatea voastră. Legume, adio, carne, teiței. Sosul. Da, cam asta. A, și am mai găsit o ciupertă. Ia uitați. Mamă, ce bune. Se simte ușor, un pic de usturoi pe ea. Da. Nu știu ce faceți voi, dar pe mine acum am acaparat mâncatul. O să mai iau ultima gură și încerc să mă abțin. Mamă, dar ce bucată, nici nu pot să o iau. Fanii zic că te-ai cam îngrășat. Go to hell. Motherfuckers. Important e să ne simțim noi bine și să ne placă ce mâncăm aici. Cam atât. Încercați. Continuăm cu al treilea meniu, un meniu combo de la Chopsticks. Se laudă ei că sunt cei mai pizdoși de pe internet. Acum rămâne de văzut. Cutiuța magică. Aoleu, aici chestiile au început să se miște singure, să fermenteze, să se fuzioneze. Genul, acest preparat seamănă cu cel care l-am avut anterior. Atac, avem niște orez cu legume, care îmi place mie foarte mult de la ei, în general de la restaurantele asiatice. Orez alb, simplu, cu legume. Și cu, cred că și cu ou. Orezul de foarte bun. Mazăre, porumb, un plic de ou. Zici și tu că e orez iasmin. Nu știu ce orez e, dar e tare bun și mie îmi place. Și acum hai să vedem bucata ta. Bun. Parcă îmi plăcea mai mult aroma de la meniul 2, cum era gătită carnea de pui. E bună și asta. Moale. Are ceva sos. Ia uitați ce am găsit. Și o ureche sau ciupercă. Tare bune ciupercile astea. Vedeți că meniul ăsta e plin. Sos, orez, multe ciuperci. Nu găsim morcov. E bun, dar sincer prefer meniul care am avut înainte. Îmi place mai mult combinația de carne cu legume crocante. Avea mai mult sos preparatul anterior. Și aici, dacă ne uităm bine, în partea de jos a scurs un pic de sos. Nu este picant preparatul ăsta, nu are așa aromă, e simplu la gust. E bun, dar nu, sincer nu e wow. Nu simt, mi-ar fi plăcut să simt niște arome, nu știu, puțin picant, să fi simțit o aromă mai puternică, usturoi sau ceva condimente specifice. Carne e făcută foarte simplu, cum am zis, ciuperci, orez, nu e sosul acela care îmi place mie, dulce, acrișor, picant. Eu sincer prefer pe acela. Bucăți mari de niște ciuperci uriașe. Sincer, din preparatul ăsta, eu prefer orezul decât cum e carnea. Carnea, am zis, este ok. E bună, dar nu e wow. Cred că mă așteptam eu la mai mult. Aveam pretenții mai mari. E scumplă ăștia. Ca peste tot, nu știu. Tot sunt scumpe. Puteți să-l încercați. Știți că gusturile diferă. Dar eu cred că majoritatea veți prefera meniul ce l-am avut anterior decât acesta. Poftă bună! Am făcut-o din nou. Inundații.